Bine v-am găsit! Este inflație de doctorat în România, dar elevii noștri nu înțeleg ceea ce citesc. Cu toate acestea, România are analfabeți funcționali care iau bursă de merit, așa am ajuns. Am ajuns să confundăm mediocritatea cu performanța. Pe de altă parte, societatea noastră nu are nicio capacitate de retenție a inteligenței. Asistăm la o adevărată hemoragie de creiere. Mare parte din ce este bun pleacă la export, iar soluțiile de a convinge românii care pleacă la studii să se întoarcă acasă lipsesc, din păcate. Nu prea avem argumente. Pe termen lung, efectele pot fi devastatoare, dar noi nu ne gândim la viitorul îndepărtat, nu-i așa? Carpe diem, trăiește clipa de astăzi și fii cât mai puțin încrezător în ziua de mâine, așa se spune. Cu zeci de miniștri care s-au perindat la educație, parte dintre ei fără nicio tangență cu domeniul, cu reforme după cadența un pas înainte și mulți înapoi, elevii buni ai României s-au trezit într-o luptă politică și n-au ezitat o clipă atunci când și-au căutat viitorul. Au fost primiți cu burse în universitățile lumii și n-au mai privit înapoi. Într-o țară în care nu s-a realizat nicio reformă reală a învățământului, de la Spiru Haret încoace, la ce să privești înapoi? Ministerul Educației nu are o statistică oficială a elevilor plecați din țară. Ar fi și imposibil o asemenea evidență, având în vedere migrarea masivă a românilor. Se apreciază că până în 5% din totalul absolvenților aleg anual să urmeze studiile superioare la o facultate din străinătate. România se află în media țărilor Uniunii Europene, undeva într-un top 10 la numărul de studenți care învață în altă țară decât cea în care au absolvit liceul. Interesant este că absolvenții de liceu care doresc să învețe la universități de top din străinătate ar putea primi ajutor financiar chiar de la stat. Un proiect de lege vrea să reglementeze situația aceasta. Vorbim despre un împrumut pentru acoperirea taxelor de studiu și a cheltuielilor de trai. Atenție! Spre deosebire de alte țări, în România banii nu trebuie returnați dacă beneficiarii se întorc să lucreze în țară după absolvire. De altfel, autoritățile recunosc că sunt în jur de 50.000 de studenți peste hotare și din ei nu se întorc nici măcar 10% acasă. Concret, executivul ar putea acorda credite pentru studii în străinătate, garantate de părinții tinerilor. Doar că dacă acești copii ar decide să revină în țară la capătul studiilor și să se angajeze aici, banii nu mai trebuie rambursați. De remarcat că într-un sondaj făcut de Liga Studenților Români în Străinătate, 28% dintre cei plecați la studii peste hotare spun că nu se vor mai întoarce niciodată în țară. Da, cam așa stau lucrurile. Am invitat oameni care știu ce vorbesc, știu situația foarte bine și poate găsim argumentele să-i convingem pe unii dintre ei să se întoarcă, pentru că în decursul timpului am mai întrebat studenți care au plecat la studii în afara țării care ar fi argumentele pentru care să se întoarcă. Sunt, din păcate, puține, poate țin cumva de latura emoțională. Un fost ministru al educației, doamna Ecaterina Andronescu, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Și un profesor universitar, lider de sindicat Alma Mater, Anton Hader, bună seara, mulțumesc. Mulțumesc. Ne revedem cu plăcere după o perioadă destul de lungă, în pandemie, cursuri online. Pe un subiect care ne doare. Pe un subiect care ne doare, da. De fapt, le-am comasat. Am pornit de la un subiect la modă, acela cu doctoratele, care se iau uneori prea ușor și ar trebui să-mi spuneți dumneavoastră cam cât trebuie să muncești pentru un doctorat, doamna Andronescu, și apoi să ajungem la studenți. Vom avea și un student român care e de un an la Sorbona. E foarte important să ne spună și el o părere. Da, eu dacă mi-a spus această întrebare, mă duc la propria mea experiență. Și vă spun că în prima mea zi de muncă, am terminat vara și toamna m-am angajat direct în universitate, șeful de catedră, cum era atunci, astăzi departament, m-a salutat, bine ai venit domnule, mi-a spus prima propoziție, a doua a fost, așa, domnule, dumneata trebuie să te înscrii la doctorat. Și am plecat de la acea întâlnire cu tema tezei de doctorat stabilită. Ca urmare, nu aveam de ales decât să ne chinuim, să o scoatem la lumină, pentru că, evident, era o activitate de cercetare care trebuia desfășurată. Într-un climat în care niciunul dintre noi din catedră nu avea obrazul să vină după profesor
Cursurile începeau la 7:30 și niciunul nu pleca înaintea profesorului. Profesorul de regulă pleca la 9:30 seara. Deci aceasta a fost climatul în care eu, să spunem așa, am crescut ca cercetător și cadru didactic. Sigur că tezele de doctorat sunt diferite după subiect. Cu ce ați spus dumneavoastră în prima parte, n-aș fi de acord că în România sunt prea multe teze de doctorat. În România sunt multe teze de doctorat care nu sunt ok și despre ele vorbim. Și atunci parcă ele trec în fața celor care sunt foarte muncite. Și să știți că noi amândoi suntem profesori în Politehnică, iar o teză de doctorat pe care un doctorand al nostru o închide la Politehnică nu e o teză care s-o faci peste noapte și fără eforturi extraordinare. Minim 3 ani, nu? Minimum 3 ani, dar sunt foarte puțini cei care reușesc să facă în 3 ani și atunci cer prelungire încă un an sau chiar 2 în funcție de dificultatea temei. Sigur, acesta este un subiect care, din păcate, scoate o lumină sau pune într-o lumină nefavorabilă sistemul românesc de învățământ. Și faptul că, în principal, noi am vorbit tot timpul de sistemul nostru de învățământ mai urât decât oricine din afară, am creat această atitudine față, și s-a format în generația tânără această concepție. Școala românească e proastă, ceea ce nu e adevărat. Pentru că iată câți olimpici dă și ei toți sunt, nu numai ei, sunt solicitați și acceptați în universități mari din lume. Corect, dar ceea suntem la extreme până la urmă. Da, performanța. Da, performanța. Da. Să nu ocup tot spațiul, vă mai spuneți domnul Hadar și o să revin și eu. Cu... Avem timp suficient să abordăm toate subiectele. Până la urmă, da, mie... Ce mi-ar trebui să zicem un doctorat? Dacă mă înscrie în politică, mi-ar trebui un doctorat? Da, de ce nu? Depinde la ce-l dai. Adică nu poți să devii mai util, din punctul meu de vedere, decât foarte puțin politicii, în ansamblu ei, dacă ai făcut un doctorat într-un domeniu care nu prea are legătură cu domeniul care politic sau cu comisia în care lucrezi sau ceva. De aceea și sporul acela de doctorat pe care îl dăm noi, urmarea discuțiilor pe care am avut cu doamna ministru Olguța Vasilescu, se dă doar acelora care practică meseria în domeniul tezei de doctorat. Adică nu o să îți dea, dacă ești portar de bloc, știu și eu, la o firmă, să-ți dea spre doctorat. Poate doar dacă vrea să-ți dea șeful un surplus. Un doctor ajunge portar de bloc. Doamna ministru, Doamne ferește. Am dat Haideți să vă prost. Spun așa, ca să facem o introducere. Dar poate fi și așa ceva, la extrem. Da, Tibi Iordache este în legătură directă cu noi și facem așa o trecere. Este din presa românească și e o realitate. Din păcate, așa spune sociologia și studiul acesta spune așa. România, țara celor 101 universități, cred că atâtea sunt. Cu privatul, ceva mai puține au fost cândva, peste 120. S-au mai redus, sunt sub 90. Mai redus, da. Au mai pierdut licența. De 80 și ceva, s-au mai închis. Și a șoferilor cu 2 facultăți. Fii. Mai sunt așa? Mai sunt. Nu, pot să fie și cu mai multe. Am avut o masă rotundă cândva, în care eram cel mai nepregătit de acolo. Erau vreo 16 tineri, 35 de ani vârsta maximă, și m-au chemat în calitate de moderator. Și știți cum se face, domnul Gabi? Îi pui pe oameni să se prezinte. Primul. Și ce școală aveți? Primul zice 3 masterate, 2 facultăți. 5 masterate, 2 facultăți. Era unul cu, nu știu, 3 cu 4, nu știu ce avea. Și am zis, domnule, întrucât sunt cel mai nepregătit dintre voi, treci dumneata să conduci această întâlnire, pentru că nu mă simt. Dar nu vă întreb unde ați cu facultatea. Că dacă îi luam la bani mărunți, atunci ieșea în relief ce carte au învățat. A fost o perioadă grea. A fost o perioadă grea pentru noi, pentru că s-au dat diplome fără acoperire. Prima mea conferință de presă în 2009, când am devenit președintele Federației, alma mater, a fost să reliefez acest aspect. Pentru că, deși m-am dus la toți miniștrii, cu excepția doamnei ministru, care, vă spun, a intervenit atât cât a putut în acele vremuri, și le-am spus că e prăpăd în țară că să dau diplome fără substanță, fără pregătire, fără competențe, fără prezență la ore, fără, nimeni nu l-a dat în seamă. Inclusiv la președinții statului, inclusiv la toți prim-miniștri. Nu l-a dat în seamă. Și le-am spus la acea conferință de presă că sunt peste 500.000 de români fără acoperire, în viziunea mea,
fără substanță în ceea ce privește diploma. Vă spun din experiența proprie, din păcate anii 90 și nu mai seamănă cu ceea ce înseamnă acum. N-a zis nimeni politei. Nimic, a zis că nu e știre bombă. Așa au zis, că domnule, nu e o știre bombă. Singurul care a intervenit prin 2008, pare se, 9, doamna ministru, atât cât i-au permis acele vremuri, pentru că să știți că n-a făcut-o cu ușurință. Asta vă poate spune dacă mai vrea să discute acest subiect. Dar în ceea ce privește doctoratele din România ca număr, suntem pe ultimul loc din Europa. Căci este învățământ masificat, din păcate. Pe vremea când ne-am dat noi doctoratul, terminai doctoratul la 35-40 de ani. Haideți să vedem ce facem. Acum termina 23 de ani, 24, 25, e început de carieră, vedeți? E altă... Păi da, dar poate termină mai devreme cariera, cine știe. E, o termină de tot. Unii o termină de tot. Și nici la absolvenți cu diplomă de licență nu stăm bine, tot pe ultimul loc. Deci vreau să rețineți că nu aici e problema, că am dat că e inflație. Nu e inflație, din punct de vedere al parametrilor europeni. Problema este cu corectitudinea asta mai prost. Deși sunt convins că în multe alte țări lucrurile stau la fel. Numai că la noi s-a început această căutare a adevărului, care uneori nici ea nu este foarte corectă. Deci sunt și cazuri în care teze corecte muncite, pentru că n-au fost ei în măsură să le scrie corect, cu citări, cu ghilimele, cu paranteze. Haideți cu permisiunea noastră să... ceea ce am introdus la început. O completare vreau să fac. Vă rog. În primul mandat 2000-2003, am desființat 37 de așa zise universități prin hotărâri de guvern. Se pot căuta, ele există ca documente oficiale. Iar în 2009 am găsit, din păcate, o universitate care avea 312.000 de studenți. 13. Cea mai mare universitate de a pe a treia globul. Din lume. Era după Buenos Aires și nu mai știu cine mai, Brazilia ceva. Ok. S-a desființat învățământul la distanță atunci. Din păcate... o să pătimim acest exod de diplome, ca să zic așa, sau nu știu cum să-l numesc, foarte mulți ani de aici încolo. Din cele 215.000 de cadre didactice, 85.000 sunt absolvenți de aici. Și majoritatea celor care au făcut științe juridice. Aproape o treime. Da. Tiberiu Iordache, student român la Sorbona. Bună seara! Bună seara! Bună seara și felicitări! Da, felicitări! Felicitări și pentru medaliile la sport. Ești karatist, nu? Da, fac karate. Asta e un hobby, da? Vă mulțumesc frumos! E un hobby? Mai mult decât un hobby. Nu e făcut sportul ăsta ca să și puteți concura la campionate? Ba da, concurează. Nu, campionate mondiale, europene, la karate. Da, sunt multiplu campion mondial și european. Oh, bravo, și programul de studii în ce domeniu este? Momentan sunt pe o dublă licență, informatică și mecanică. Oh, interesant. Excelent. Succes. Suntem pe aproape. Mulțumesc. Eu sunt profesor de rezistență materială, așa că mecanică predau ca materie de bază. Și urmează să fac și eu. Da, categoric vei să faci. Bun, facem așa o comparație. E adevărat că ne-ar trebui foarte mult timp, dar comprimăm și vedem. Pentru că tu... ai plecat din învățământul românesc, te-ai dus acolo, ești de un an în Franța, da? Ești în anul 2, practic. Bun. Care a fost un șoc în momentul în care ai ajuns acolo? Te-ai adaptat ușor? Care sunt diferențele? Da, a fost destul de greu, doar că m-a ajutat foarte mult lucrul că am făcut un liceu biling francez, deci contactul meu contează cu... limba, da. Cu Franța a fost a avut loc și înainte. Deci din punctul acesta de vedere mi-a fost puțin mai ușor. Bine, fără DELF nu puteai oricum. Exact, da, am susținut examenele de DELF, am intrat cu nivelul B2. Și din punctul acesta de vedere, da, a fost mai ușor, dar ca nivel de dificultate mi s-a părut mult mai greu decât ce am făcut la liceu. E facultate, doamne. E facultate, exact. Cam cum decurge o zi normală de studiu acolo pentru a vedea și a face comparație cu ce e aici? Nu neapărat a pune într-o lumină proastă, pentru că nu asta e ideea emisiunii, ci pur și simplu de a avea experiența și de a vedea până la urmă de ce pleacă tinerii români la studii în afară și mulți dintre ei, este întrebarea acestei seri, nu se mai întorc. Nu avem o situație exactă, dar e un procent important. Destul de mare.
Te rog, Tibi. Da, deci într-o zi normală de facultate, noi începem la 8:45. O oră de curs, respectiv seminar, durează 2 ore. Și avem aproximativ 8 ore în total pe zi. În unele dintre zile avem și laboratoare care durează 4 ore. Păi până aici nu sunt, dragul meu, mari diferențe. Și noi avem 8 ore și noi avem laboratoare. Da. Dar nu e Sorbona. Nu e Sorbona. Ați făcut și la noi școală? Liceul francez. Păi, nu. Da. Nu. Nu. Am făcut școală universitară. Doar liceul, dar la universitate. A intrat de la început nu. Aici la universitate. Da. Bun, deci nu are cum să compare așa. Liceul francez, pentru că spune că dificultatea a simțit-o în anul întâi. Liceul francez merge aici după un alt program decât programul liceului de limba română. Merge după programele liceelor din Franța. S-a acceptat în România lucrul acesta și de aceea și gradul de dificultate. Pentru că sunt absolvenți de liceu de la noi care au plecat în vest și care se plâng de faptul că în anul întâi fac mai puțin decât făceau ei în clasa 11 sau a 12. Bun, da. Am vorbit cu Tibi înainte de a intra la această ediție a emisiunii și îmi spunea așa, că specializările, și te rog să mă corectez dacă greșesc, specializările pornesc din anul 3. Normal, ca și la noi. Și la noi. Da. În anul 2 încep aici în anul 2. Specializările. Da. Voi faceți 3 ani. Noi avem 3 ani până la obținerea licenței. Noi avem 4 ani și la... Bun, după licență, ce ar urma? După licență urmează 2 ani de master și după încă 3 de doctorat. Păi, avem cam aceea structură, numai ca la inginerie și în alte câteva domenii diferim puțin la numărul de ani. Bun, care este proiectul tău pentru viitor? La ce te gândești? Ce vrei după să faci? După ce termin licența, aș vrea să continui cu un master în științele și tehnologia calculatorului în informatică, tot la universitatea la care sunt momentan. Apoi aș vrea să urmez un doctorat în care aș vrea să combin cele două licențe la care sunt acum, informatica și mecanica. Și după ce devine doctor, eu îl invit să devină profesor la Politehnică. La mine la cateră, dragul. Te întorci la Politehnică în București? Asta nu știu să vă spun acum. Ia studiază să vezi ce teme frumoase de doctorat avem și noi. Ce profesori valoroși. Lucrăm foarte frumos, avansat în domeniile acestea în care te vei specializa tu, mecanică, rezistența materialelor. Avem aparatură la nivel de vest, milioane de euro am atras din fonduri europene și avem posibilitatea să facem experimente la nivelul cel mai înalt. Avem softurile cele mai performante din lume. Deci și noi. Gata, domnul Hader a făcut reclamă. Să-l invităm într-o vacanță. Dar îl rog să vină în vacanță, exact, spune la ministru. Într-un schimb de experiență. La noi, la departament. Bun. Tibi, încă o întrebare. Ți-ai făcut așa o proiecție asupra costurilor până la finalul studiilor? O proiecție nu, dar vă pot spune cam cât costă lunar chiria respectivă, costurile din Paris. Chiria este în jur de 1400 de euro. Și mai sunt mai trebuie plătite facturile, electricitatea, încălzirea, toate cele care sunt în jur de 300-400 de euro și mâncarea. Deci în jur de 2500. Da. A intrat cu bursă. Plus? Universitatea nu trebuie plătită, deci nu sunt costuri. Deci nu sunt taxe pentru studii. Da, eram și eu curios. Dar sunt taxe la începutul fiecărui an. Trebuie plătite taxele administrative, care sunt 40-50 de euro. Adică mai mult decât atât. Deci ești într-un fel bursier al universității? Universitatea este o universitate publică. Aha. Este o universitate de stat. Da, am înțeles. Ai fost admis pe baza unui dosar? Exact. Cum s-a întâmplat? Da, fiind membru UE România, au același tratament de cum francezii vin și învață la noi în Politehnică. Să știți că avem și cetățeni francezi. Ce a contat? Ce a fost semnificativ în acel dosar pentru a fi admis? Semnificativ cred că a fost proba anticipată de bacalaureat francofon, unde am reușit să am o notă foarte bună.
Și cred că și contactul cu lumea franceză, da, de care v-am spus numeroasele diplome de voluntariat, participări la tot felul de concursuri. Da, și probleme, partea că, legată de practicarea sportului cântărește foarte mult. Exact. Da. Deci eu, un om care a făcut mai multe în viață. Un tânăr care a făcut foarte mult. Bun, dacă te-aș întreba orice. Acum, așa, să menționăm în procente, cât de convins ai fi să te întorci în România? Eu zic că undeva peste 70%. Bravo! Da, mulțumesc! Excelent. E acum! E acum, domnul Hader, e mai pesimist. Mulțumesc mult, Tibi, mult succes! Noi deja te-am invitat la Politehnică. Și succes. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru invitație și sigur voi veni. Te aștept, dragul meu, la Politehnică. Numai bine, seară bună! Prezentăm și o parte mai puțin bună. Așa, mai cu umbre a învățământului românesc, identificăm și cauze, pentru că sunt foarte multe. Dacă ne întoarcem la învățământul preuniversitar, acolo ar trebui multe schimbate. Unele au fost, altele încă sunt în curs de schimbare, cu acele trei linii mari pe care ar putea să se axeze liceele. De fapt, au fost cumva, ar trebui revenit, nu, doamna Andronescu? Nu. Eu cred că de-a lungul anilor ar fi incorrect să spunem că nu s-a făcut niciun fel de reformă. Ar fi absolut incorrect. Gândiți-vă că la preluarea mandatului din 2000, învățământul obligatoriu era de 8 clase. Astăzi învățământul a ajuns obligatoriu odată cu absolvirea liceului, deci de 12 clase. E un salt important, nu se poate spune altfel. Sunt foarte multe transformări în curriculum. Evoluția generațiilor care sunt acum în școlile primare, gimnaziale și liceale sunt colosale. Dacă ne-am întoarce cu 30 de ani, nimănui nu i-ar mai plăcea să ducă să stea de vorbă cu elevii într-o clasă. Numai că nu vrem să recunoaștem lucrurile acestea. Uitați-vă ce clasă ne arătați, sunt și asemenea clase, nu știu dacă e în România, dar sunt și în România asemenea clase. Da. Haideți să vedem materialul, să vedem care este situația și de unde pornim cu discuția. Din capul locului, totul pleacă de la bani. Elevii din familiile cu o situație materială mai bună au un acces garantat și la alte forme de pregătire atunci când apar deficiențe. Pe scurt, e vorba despre meditații. Meditațiile în România sunt o industrie cu ani grei de existență în spate. Elevilor cu părinți fără posibilități li se refuză din start această variantă. Curicula neactualizată, modul de predare, modul de testare la clasă și la bacalaureat diferit de cel de la testele PISA sunt doar câteva dintre motivele care au dus la rezultatele dezastruoase. Elevii din România nu au acces egal la educație. Există o discrepanță majoră între școli. Mediul rural duce lipsă de investiții în tehnologie, în fond de carte, în materiale de laborator și, ce e mai grav, duce lipsă de resursă umană. Accesul la internet și la informație diferă de la localitate la localitate și de la urban la rural. Dar mai grav este faptul că avem localități unde școala este la kilometri distanță, uneori și fără mijloc de transport în comun. Da, am revenit, mă uitam la un studiu și la o fostă colegă de-a noastră din guvern, doamna Intotero, care spunea ceva despre românii din afară, cât sunt în mod real așa și câți de fapt formează diaspora, undeva peste 5,5 milioane. Motive clare ar fi infrastructura din România, drumuri, autostrăzi, spitale, investiția, existența unor condiții decente în sănătate și, în fine, aici zicea existența școlilor, probabil nivelul. E clar, sau dacă undeva să a echilibra între mediul rural și mediul urban. Da. Acolo, dacă de îmi fapt permite să comentez puțin în cunoștință, fiind cu experiența pe care o am, aș spune că școala românească este polarizată. La un capăt al polului sunt școlile bune și foarte bune și la celălalt capăt sunt școlile care nu fac performanță. Și sigur că n-ai cum să nu încerci să răspunzi la întrebarea. De ce sunt școlile polarizate, pe de o parte, și pe de altă parte, care sunt elementele care fac o școală să fie o școală cu performanță? Și am să încerc să răspund pe rând. În primul rând, într-adevăr, ați început cu o scenă care arată banii. Părinții și ceea ce pot ei să investească în copiii lor contează enorm. În mediul rural,
lucrurile acestea sunt departe de cele pe care le întâlnim în urbanul mare, de exemplu. Ca urmare, n-ai cum să pui pe două talere ale balanței care să stea în echilibru un copil care vine din mediul rural, dintr-o familie fără resurse, cu un copil care vine din urbanul mare, are resurse și de acasă, școala este mai bine dotată din toate punctele de vedere. De-a lungul anilor, vă spun că a fost preocupare pentru mine lucrul ăsta. Am avut proiecte cu Banca Mondială în care am încercat să investim cu prioritate spre mediul rural, să încercăm să creștem calitatea învățământului din mediul rural. În unele zone s-au făcut salturi uriașe și trebuie să recunoaștem și lucrul acesta. Să-l spunem, adică poate unii nu-l cunosc. Dar rămâne în continuare această diferență. Cum poate ea să dispară? Încercând să investim diferențiat și anume mult mai mult în școlile din mediul rural față de cele din urban. În așa fel încât prin resursele pe care statul le investește în aceste școli să micșorăm această discrepanță. De aceea, pentru că acest lucru nu este posibil de ani de zile să-l facem, școala va rămâne în continuare polarizată. Ea devine din ce în ce mai polarizată, iar pandemia accentuată a creat o falie, pur și simplu, ca să mă exprim foarte direct. Ca urmare, singura soluție în acest moment este să abordăm un curriculum diferențiat. Este și acum curriculumul diferențiat, dar eu văd pe arii curriculare diferite și trunchiul comun diferențiat. E greu de făcut lucrul acesta, dar cred că trebuie să avem curajul să-l facem. Școlile bune și cu performanță foarte mare sunt acele școli în care, în primul rând, părinții țin foarte aproape de copiilor. Ca urmare, pentru acești copii, școala e școală, ei sunt învățați de acasă cât de importantă este școala pentru evoluția lor în viață și în carieră și sunt mult mai determinați la școală. Profesorii aproape că n-au încotro. Și au încredere în profesori. Da, exact. Îi creditează. Exact. Da. Pentru că altfel, dacă părintele îi spune copilului acasă, profesorul ăsta nu e în stare de nimic, profesorul ăsta nu face doi bani, s-a terminat cu școala și cu rolul pe care îl are profesorul. Deci respectul față de profesor, în primul rând, trebuie să fie manifest pentru calitatea învățământului și pentru ce poate acel copil să absoarbă de la profesor. Nu e așa de simplu de încercat. Da, tarele rămân până la urmă. În mod categoric, adică, da. Adică mă uitam la cei determină să plece, pentru că nu vorbim de... Sunt și situații, dar într-adevăr după majorat, adică se duc la studii universitare în afară, dar vorbim de puține cazuri în care urmează liceul singuri, trimiși acolo. Pur și simplu pleacă părinții. Și atunci părinții spun așa, e aceeași problemă cu corupția din țară, cu infrastructura și cu perspectiva, domnule Hader. Cu perspectiva, toate. Pentru că urmăream o conferință recent în care se spunea așa, bine, e adevărat că menționau niște părinți chiar cu dare de mână, că au copii la studii în afară și că vor să se întoarcă în România. Bun, e foarte bine. Dar despre ce vorbim? Despre perspectiva de a fi la curent cu tot ce ai nevoie și urmăream un român care activează la Bruxelles, este stabilit de câțiva ani acolo și spunea așa, eu m-aș întoarce în România, dar simt nevoia la câțiva ani să mă duc din nou acolo, să fiu la curent cu tot ceea ce se întâmplă acolo. Adică e cumva un brain gain. Da, spuneați de motive. Și corupția, dar numai aici a fost. Numai aici a fost nici corupția. Nu mai e. Păi prin anii 90, dar chiar și după puțin, credeți că au trecut 11 la facultatea despre care vorbea doamna Andrunescu? Haideți să fim serioși. Deci au fost vremuri urâte, Gabi, crede-mă. Degeaba l-am sezizat, ne-am spus Ulin, mai mult decât să fiu amenințat. E drept rar, că o spuneam cu duhul blândeții, nu urlam, nu țipam la ei, dar erau oameni importanți în țară care aflau de la mine asta. Deci aici, cu corupția, mă refer la corupția în educație. Da. S-au introdus camere de supraveghere la bacalaureat și s-a cam terminat cu bacalaureatul luat foarte ușor sau prin... Păi da, dar e vorba de mentalități. Mi-ați adus aminte de un interviu. Deci s-a făcut ceva aici. O profesoară
româncă stabilită în Japonia. Spuneam, în Japonia nu există ideea de a copia. Pur și simplu, nu există. Nici nu cred că au verbul a copia, da, în cap. Bine, da. Eu probabil cred că cei care copiază nu sunt numai ei vinovați. Evident. Noi suntem profesori. Eu nu cred că un student poate să fie lăsat, el poate fi lăsat să copieze. M-ați înțeles? Și pentru asta trebuie să existe un acord tacit al profesorului. Îndemnat. Din păcate. Sau uneori îndemnat. Ceea ce este inacceptabil. Pe mine, cel puțin în toată cariera mea, nu m-am furiat ceva mai mult decât un student care copiază. Și atunci le spun de la prima oră. Nu copiați pentru că nu aveți nicio șansă să treceți examenul într-o situație de acest fel. Aș continua acum. A doua cauză, ați zis noastră, condițiile din școli. Păi, anul acesta se fac 11 ani de când nu se aplică legea educației la capitolul bugetare. 6% din PIB, domnule Bălașu. Al 11-lea an când se zice, mai stați voi. Ceream bani doar pentru salarii, nu? Unde sunteți? La jumătate? Nu, nici măcar. Ar fi bine. Aproape de jumătate, 2,42, da. E departe. Da. E departe. Sunt miliarde bune. Deci nu ceream bani numai pentru salarii, deși sunt extrem de importante. Pentru că și partea financiară pe care o primește profesorul este relevantă în condițiile astea. Atractivă din calea afară. Păi dai tu primarului de comună, primarului, șoferului de la primăria din comună, salariul de două ori cât are profesorul. Unde am mai văzut? Nu există țara. Vă rog să mă faceți să înțeleg, deci, pentru că... Deci politicienii vremurilor n-au fost în stare să creadă în educație recentă și în importanța ei. A văzut politicianul astăzi, Gabi, lasă-mă puțin, că merge și fără carte multă, merge și cu pseudodiploma. Păi vedeți, păi întoarcem la discuția inițială. Iar noi îi alegem că de alții nu vin. Câți oameni în afară de doamna Andreescu și 2-3, foarte valoroși, ați văzut în politică? E și vina noastră că nu ne băgăm. E și vina noastră. Dar câți ați văzut? S-a luptat și de multe ori vorba unui român. Ne-a învins sistemul. N-a fost așa? Deci, hai să revenim. Al treilea, ce a zis? Perspective. Da. Păi ce să zicem la perspective? Le spun aproape an de an să nu-l aleagă pe primarul care n-a fost în stare să facă toaleta în școală. Și avem 800 aproape. Mai avem 800 de școli la care trebuie să mergi vreo 300 de metri să te duci să faci ce trebuie să faci de la Dumnezeu. Deci, domnule, îți dai seama. Deci, și cetățenii aleg în continuare. Hai, domnule, să terminăm cu așa ceva. Iar apoi, suntem tributari și faptului că, spre deosebire de alte țări, 44% la noi e rural. 44-45. Cred că alții stau și mai... Nu stau în Europa, nu, că noi cu bulgarii, nu. Hai să fim serioși. În Europa, nu. Nu, dar lăsați că noi ne comparăm toți cu Uniunea Europeană. Nu. Deci, luați Olanda, ce au, 3-4%, nu? Nu. Am făcut și noi progrese. Nimeni nu zice. Israelul, 9%. Păi, na, Turcia, adică, 7%. Adică contează. Contează și în ceea ce privește accesul la școală, că ai spus la un moment dat, accesul la educație. Da. Doamna Andreescu, cred că e singurul profesor din România care cunoaște aproape toate coclaurile. A fost și la școli aflate la 20 de kilometri de un orășel sau de un drum. Sunt așa ceva în România. Poate din ce în ce mai puține. În povestea de comune de care am auzit doar așa, mergând spre vest când era drumul meu mai către Geneva, către Salonul de Invenții, mai apărea câte o săgeată. Merge la cu tare. Sunt multe de făcut și ne întoarcem la infrastructură. Deci, degeaba arată aici, școala absolut bine în comună, să zicem, o comună cu 3 sate, ei, pentru că am văzut că situații. Nu prea arată de că pe aici, doar pe acolo că vin sau am văzut situații nu are în care cine să le școală astăzi, domnule, renovată, făcută, da, impecabil, iar elevii se duceau și studiau într-un alt sat. Da, deci aceea școală era goală, pentru că probabil nefolosită. Era corpul didactic mai valoros. Și ce facem? Pe profesor trebuie să-i lămurești, să-i determini să vină în mediul rural. Am făcut un acord cu guvernul Dăncilă. Cum s-a schimbat guvernul? La revedere. De fapt și doamna ministru a fost semnator atunci, nu? Și ce scriam acolo? Pentru a-i atrage pe profesorii către învățământul din domeniul rural, le acordăm teren de casă, le acordăm facilități peste facilități, le plătim transportul. Astăzi e greu să le plătească și umilul acela de transport, care costă poate de, în unele cazuri, multicel. Dar, domnule, vrei să ai copii educați, vrei să-ți creezi o țară puternică, investește, domnule, în educație. Uite, părinții aceștia, și care, renunți la cultura, părinții aceștia despre care vorbeam noi, investesc în copiii lor. Ai văzut ce a zis Octavian, sau cum îl cheamă?
Tiberiu. Tiberiu, Tibi, da, ai zis Tibi. Tiberiu, ce zicea? 2500 de euro pe lună. Păi vedeți, și asta e minimum. Luăm cazurile fericite. Deci cineva îl ajută, are familia bani. Normal. Deci, ieșirea către lumea asta mai depinde și de finanțele familiei. Bine, mai suplinești cu... Mai lucrezi, muncă, mai te ajuți. Part-time și așa mai departe. Da, nu, dar nu e o regulă, nu. Vă rog cu permisiunea dumneavoastră să discutăm și cu un profesor român. N-a fost profesor, culmea, aici, a devenit acolo, Nicoleta Ciutacu. În India, atenție. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bună seara, sărumâna. Ce faceți? Vă așteptam, vă urmăream. Și ce spuneți? Apucasem să spun ceva de cultura eșecului la noi, pentru că există ceva și vorbeam și cu oameni care au făcut studii în afară, s-au întors aici, lucrează, unii activează în Ministerul Educației și spun așa că sunt anumite lucruri. Marea problemă a românilor este că n-au încredere în unii în alții. Și nici în educație. Și nici în educație, iată, mă completează doamna Andronescu. Care ar fi marea problemă a românilor, din punctul dumneavoastră de vedere? Dacă îmi permiteți să fiu foarte directă. Chiar vă rog. Marea problemă este că ne plângem foarte mult. Adevărat. Sunt bube peste tot, dar nici nu prea văd să se miște foarte mult în acest domeniu. Eu am cunoscut foarte mulți profesori de calitate din România. Am intrat la ore de liceu, de clase primare în România și știu că se poate. Și atunci? Și nu știu dacă este neapărat vorba de bani, într-adevăr. Este o mare problemă. Plus finanțarea școlilor, știu, modernizarea lor. Dar eu cred că avem o cultură foarte proastă asupra studiilor, care, din nefericire, provine și din familie, dar și din partea unor profesori. Profesori, da. Adică e mai simplu să spui mai bine plec în afară, pentru că acolo e sistemul pus la punct, să acoperi cumva aici, dai sub preș ceea ce nu-ți convine aici și pleci acolo? Da. Pentru că aici se depun eforturi supraomenești și te așteaptă o situație cât de cât comodă, unde totul este stabil. Și de ce nu? Este mult mai ușor. Stai să mă lămuriți și pe mine, domnule profesor. Eu nu am plecat cu acest gând. Eu am devenit cadru didactic aici. Și m-am îndrăgostit de această meserie. Deci sunteți în India? Dar... Și India alocă... Sunt în India de doi... Da, da. Și India alocă fonduri mari educației, acordă atenție educației la câte țara asta de mare, câte sute de milioane are de locuitori. Cum? Peste un miliard. Păi eu ce spun? Poate chiar mai mult de un miliard, nu? La limită, da? Un miliard și... Da, spuneți-mi, are fondurile necesare sau... Da, are fondurile necesare pentru a dezvolta rețeaua, că eu nu aveam semnale atât, nu pentru toți, evident, atât de relevante ca dumneavoastră. Că și noi, să știți că și noi avem profesori foarte buni, așa cum ați spus la început. Și avem și învățământ de înaltă clasă, la nivel de Europa și peste, dar nu e peste tot. Asta e altceva. Polarizarea e mai mare decât... Da. Vă rog. Chiar înainte de pandemie, vă spun cam cum se întâmplă lucrurile aici în India. Aici nu se pierde vremea cu foarte multe negocieri. Au ceea ce se cheamă surgical strike. Chiar înainte de pandemie, premierul Modi a schimbat legea învățământului, prin care absolut toate școlile au 10 ani la dispoziție pentru a se alinia la un sistem și la anumite condiții pentru studii.
în ceea ce privește calitate, tehnologie, pregătirea profesorilor și a curriculumului. Dar bănuiesc că se face totuși... Așa se lucrează aici. Se face totuși centralizat, dirijat de un minister, de programe școlare, de manuale, de metodologii. Bănuiesc că e undeva, nu face fiecare de capul lui, nu? E autonomia profesorului. Nu, există acel barem, sunt indicații foarte detaliate și atunci fiecare trebuie să-și aducă școala la acel barem. Mm-hmm. Sunt și fonduri, dar ca să vă explic. Aici sunt școli ad hoc sub poduri, până la școli cu lecții de echitație. Dar copiii participă la cursuri, chiar și sub poduri. Nu știu cum să vă spun, aici copiii vor să meargă la școală. Nu există, noi nici nu punem absențe, că vin toți. Da, foarte interesant. Trebuie să fie ceva grav ca să nu vină la școală. Bun. Nu există abandon școlar. Rolul familiei. Mi se pare... Și a competenței. Da. Mi se pare de necrezut pentru o țară ca India, la care mă așteptam să fie abandon școlar mare. Cum e abandonul școlar? E cuantificat de cineva acolo? Se știe despre el sau eu știu? Că la câtă populație are... Se știe, dar din nefericire încă aproape toate formele de învățământ, fie particulare, fie de stat, sunt cu plată. Și se încearcă, știu eu, ajutorarea acestor familii care nu își permit să plătească școala, studiile copiilor, prin anumite ONG-uri, știu eu, mai cu mila, mai altfel, să-i pună la școală. Dar odată ce copiii intră la școală, ei nu vor să iasă decât cu o calificare. Deci situația nu e atât de roză pe cât am crezut-o. Deci situația nu e atât de frumoasă, de roză, pe cât părea că o spuneți dumneavoastră. Deci, până la urmă, tot cine are bani izbândește. Da. Și câți, cam câți dintre ei, așa, bine, nu vă cer un procent anume, dar... Câți reușesc să facă o meserie, să se specializeze în ceva, până la urmă? Nu am un răspuns. Nu, mă gândeam așa din exemplele pe care le aveți. Nu v-aș cere o statistică. E un pic imposibil. Numai în partea urbană, în orașul meu, suntem 12,3 milioane de oameni. Da. Cât are Bucureștiul cu pejurimi? 12 milioane. Nu, 12 milioane. Nu 3 milioane? Aproape cât are România în momentul de față. 3 milioane. A zis ceva cu 3, dar probabil 12,3, nu? 12,3. Deci am înțeles virgula eu. Da. Acum eu cred că noi... Iar cum este India împărțită în state, doar în statul în care locuiesc eu, care se cheamă Karnataka, suntem triplu cât populația României. Un singur stat. Da, bine, de acolo se face selecția. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Acum știți, apropo de ce spune domnul Hader despre India, dacă mă uit în literatura științifică, în ultimii 10-15 ani, India este într-o explozie, pur și simplu. Da, sunt mulți care cred că nu învață în viața lor nimic, totuși. Da, acolo. Sunt centre de IT dintre cele mai performante din lume. Dar nu numai, în domeniul medicamentelor. Eu verific, mă uit după articolele care se scriu în această zonă. Articolele științifice și care se publică în cele mai bine cotate reviste din lume. Deci India a evoluat enorm din punct de vedere tehnologic. De unde să apară oameni, la câte populație au? Eu sunt convins că în India sunt foarte mulți care nu fac absolut nicio oră de carte. Adică, e clar. Pentru că, așa cum a zis doamna profesor, au de unde să facă, dar stați puțin. Ne întoarcem pentru că ajungem aproape de finalul acestei discuții legate de educație, de educația universitară, pentru că vorbim despre oameni care sunt specializați, avem nevoie de specialiști, dar mulți pleacă. Unii rămân și norocul nostru este că rămân ceva. Domnul Bălașa, în ultimii 30 de ani, respectul față de școală și față de profesori s-a dus... văzând cu ochii, aș spune. Adică a scăzut enorm.
ca urmare, dacă profesorul nu are un salariu care să-l motiveze, dacă profesorului nu îi se recunoaște rolul pe care el îl are, dacă el nu este respectat pentru ceea ce face pentru societate, pe bani foarte puțini, atunci de aici pornesc îngrozitor de multe lucruri. Doamna Antronescu, dumneavoastră ați vorbit despre realizări din punct de vedere politic, dar au fost și ani în care oamenii au fost împinși să creadă lucrurile acestea, să aibă convingeri, să aibă preconcepții. Adică? În ce sens? Să plece? Să plece. Le-a zis-o președintele țării. Sigur că, absolut. De la nivelul cel mai înalt. Nu avem bani, adică, plecați. Acum mă uitam pe niște cifre, cam câți ar pleca din țară să urmeze studii universitare? Sunt studenți care sunt câteva zeci de mii pe an. Da. Pe an? 10-15 mii pe an. S-a mai redus. Am avut noroc cu pandemia în anul ăsta. Da. Dar adică 5-7 mii. Da. Să știți că sunt studenți care se înscriu afară și unii dintre ei se întorc. De aceea îi spuneam lui Tiberiu. Am avut anul trecut un student care a intrat la EPFL. EPFL este o școală extraordinar de bună, în primele 25 în rankingurile internaționale, în primele 25 din lume, și după un semestru s-a întors înapoi și student la Politehnică acum. Și sigur că am stat de vorbă cu el să-l întreb ce l-a motivat. Răspunsul lui a fost pentru că făcea în anul întâi ceea ce făcea aici în clasa 11-a sau a 12-a și sigur că nu-i convenea să pierdă vremea. De aceea, dacă ar fi eu să mă întrebe cineva ce aș recomanda, este să facă licența aici și să aibă o experiență externă, un masterat, un doctorat, dar licența neapărat aici. Licența în România este în foarte multe universități foarte bună. Păi, da, dar știți, nici nu mai caut. O să afișăm și alte statistici, dar deja sunt prea multe cifre. Ideea este următoarea, că foarte mulți dintre cei care sunt absolvenți aici spun așa, n-am o perspectivă, nu-mi găsesc loc de muncă în următoarele 6 luni, da, cel puțin. Da. Pentru că nu mi se oferă, da, o șansă. Și pentru că ați vorbit de cei care pleacă în afară și care, în general, sunt copiii care obțin performanțe excepționale în liceu. Eu cred că pentru ei trebuie gândită o formulă specială, pur și simplu aș numi eu. De acord. Eu am încercat să fac Centru Național de Excelență și centre județene. Într-un fel să facem selecția chiar din liceu. Am înființat burse de merit, burse de performanță, merit olimpic. Ok, ce am fi putut să facem și n-am apucat să fac lucrul ăsta? Să gândim că la întoarcere ei pot să-și aleagă orice loc de muncă. Dacă vrem, să-i avem de acord, înapoi. Doamne. Dar ca să construiești societatea, ai nevoie de medie. O medie bună. Adică acela care este la mijlocul clasei să fie bine pregătit. Să fie bine pregătit, de acord. Da. De acord. Și ai nevoie acel de oameni, elev de 7, 8, 9. Și ai nevoie de oameni valoroși care să instruiască, domnul Bălașu. Și de profesor. Iar dacă te gândești că astăzi salariul debutantului din preuniversitar, ca și de la noi, de la Învățământul Superior, este de 2300 de lei, cu acele norme de hrană 2500, nu mai am ce discuta. Pentru că în momentul acela un absolvent de universitate, cât ar fi de valoroasă, cum spunea doamna ministru, și avem universități foarte valoroase, nu mai vine către educație. Și chiar mulți dintre ei, spre uluirea noastră, după ce am investit sume colosale, de altă parte, pleacă în afară. Acceptăm că nu-și practică meseria, nu-l mai interesează. Deși ar fi fost un foarte bun cadru didactic universitar. Știți că un instalator câștigă mai mult decât o categorie. Da. Deci aici e marea problemă, că n-au înțeles oamenii că pe cei valoroși putem să-i păstrăm și cu componenta financiară. S-a făcut treaba asta la medici. Am acceptat la negocierile de acum 4-5 ani legate de salarizare, când s-a făcut legea salarizării în 2017, să se dea întâi la medici. Salariul până la maxim. Și iată-i că au rămas în România. Au salarii în unele locuri mai mari decât cele din vest. Și dumneavoastră, profesorii, ați luat, cum se spunea înainte, sub linie, nu? Da, 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 cam așa. Așa ni s-a spus. Voi urmați după noi. Nici până astăzi n-am ajuns, nu după ei. Să ni se aplice ceea ce scrie în lege. Nu. Vă rog, o concluzie foarte scurtă, am ajuns la finalul primei părți. Mesajul către decidenți este: iubiți școala românească. Fără școală, societatea n-are cum să fie mai bună. Un decident care a făcut școală puțină nu o va ieși niciodată. Ne întâlnim după pauză cu un alt subiect, pentru că facem așa legătura. Mi-aminteam de titlul unei cărți. Dacă ți-a plăcut școala, munca o să-ți placă și mai mult. Despre muncă vorbim.